Citirea Sfintelor Scripturi o puteți deschide la Cartea Evanghelistului Marcu, capitolul 14, versetul 32 și citim până la versetul 42. Un cuvânt bine cunoscut, îl citim de fapt și în alte împrejurări, dar îl citim și în seara aceasta, pentru că consider că e cuvântul din care Dumnezeu vrea să ne vorbească. Să ascultăm cuvântul Domnului. Marcu, capitolul 14, versetul 32. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghetsiman și Iisus a zis ucenicilor săi, ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ să se roage, ca dacă este cu putință să treacă de la el ceasul acela. El a zis, Ava, adică Tată, ție toate lucrurile sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenicii pe care i-a găsit dormind și a zis lui Petru, Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să le răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, destul, a venit ceasul, iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor, sculați-vă, haidem să mergem, că se apropie vânzătorul, amin. Vă rog să reocupați locurile. Psalmul 5, versetul 7, David rostește următoarele cuvinte, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Ce har! Ce har! Așa mi-e de drag și așa de mult îmi place versetul acesta și îl repet din nou, dar eu, prin îndurarea ta cea mare, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Și, Doamne, primește-ne închinarea prin îndurarea Lui. Frații mei, astăzi, în ziua aceasta de vineri, Domnul a lăsat îndurare. A lăsat îndurare peste cei din Orăștie, a lăsat îndurare peste cei din Alba Iulia, Bărăbanț, Oarda, a lăsat îndurare peste cei din Vinerea și aici suntem prin îndurarea Lui și ne închinăm Lui, slăvit să fie Domnul. Aș lega de versetul acesta ceea ce spune tot David în Psalmul 33, începând cu versetul 20. Și el spune așa, sufletul nostru nădăjduiește în Domnul, El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră îți găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.
mai avem nevoie de îndurarea Lui. O nădăjduim și vrem să rămână mai departe în slujire, îndurarea Lui. Și omului Dumnezeu spunea în psalm, prin îndurarea Lui, omul se mai poate bucura de viață. Și aș vrea să continui acum cu un cuvânt pe care l-a rostit Domnul Iisus Hristos în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12, versetul 35 și versetul 36. Și aici stă scris așa, spusa Domnului Iisus. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în lumină, cine umblă în întuneric, nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Doamne, în seara aceasta vrem lumină, vrem să rămâi cu noi, lumina Ta să fie peste noi și, Doamne, nu Te ascunde. E prea mare întunericul, e prea aspră noaptea și avem nevoie de lumină, că fără El noi nu putem lumina. Noi luminăm prin El. Sursa de lumină e El. Noi avem legăturile în El și vrem să luminăm ca și El. Dar ca să fim ca și El, trebuie să umblăm în urmele Lui. Sfântul Pavel a venit cu următorul cuvânt spunând, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe ale Domnului. Să ne ajute Domnul! Nu există alt fel de a fi mântuit decât numai în Domnul Iisus Hristos și în poruncile Lui. Să-L îndrăgim cu drag. Îl slujesc din copilărie și nu m-am săturat. Îl slujesc din copilărie și nu m-am plictisit. Mi dor să mai umblu cu El. Spuneam, și nu știu dacă v-am spus-o și dumneavoastră când am fost la dumneavoastră, în 1973, când am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și am vorbit pentru prima dată în alte limbi, am vorbit în limba franceză, am descoperit mai târziu, mi-au rămas cuvintele acelea și nu le-am uitat. Și traduse, ele sună așa, mână în mână cu Dumnezeu, eu câștig. De atunci m-a prins de mână și nu l-am mai lăsat. Aș fi căzut și am căzut de multe ori, dar era mâna Lui în mâna mea. Și m-a ridicat de atâtea ori, că-i mare îndurarea Lui. Așa să zică cei răscumpărați de Domnul, căci în veac ține îndurarea Lui. Ce har și ce bogăție! Slăvit să fie Domnul! Am înțeles că ați avut seri binecuvântate și Dumnezeu v-a vorbit. Vrem să ne vorbească Dumnezeu totdeauna. Cineva și foarte adevărat spunea că pentru studenți este o perioadă când doar profesorul vorbește. Predă și tot vorbește și este o zi când profesorul nu mai vorbește și vorbește studentul. Știți când e aia? Sesiunea. Examenul. Atunci vorbește studentul. Ei, fraților, tot așa și în viața de credință, Dumnezeu ne vorbește. Și nu mă îndoiesc că vorbește și în seara aceasta. El vorbește când într-un fel, când într-altul. Dragii mei, v-a vorbit vreodată Dumnezeu și să nu vă placă?
Sau întotdeauna ce va vorbi Dumnezeu v-a plăcut? O întrebare la care aș vrea să medităm. Dacă ți-a vorbit Dumnezeu și nu ți-a plăcut și ți-a vorbit Dumnezeu, fă în așa fel să-ți placă că ți-a vorbit Dumnezeu. Că Saul, împăratul, a vrut să-i mai vorbească Dumnezeu și nu i-a mai vorbit. Câtă vreme mai vorbește Dumnezeu, e har și îndurare. Slăvit să fie Domnul! Și eu cred că în seara aceasta Dumnezeu ne poate vorbi din Scripturi. Amen. Cu ani în urmă, există ceea ce noi numim și biserica știe, greutățile slujbei, nu? De tot felul. Și ducând greutățile slujirii, sunt momente când ai vrea acum să-ți vorbească Dumnezeu, numai că Dumnezeu nu vorbește când vrem noi. El vorbește când vrea El și bine face. Și bine face. David în Psalmul 5 spunea la rugăciunea de dimineață, dimineața eu îmi îndrept rugăciunea spre tine și aștept, ce aștept? Să vorbească Dumnezeu. Când vorbește, când vrea. Când vrea. Și mie îmi place mersul ăsta să-mi vorbească Dumnezeu când vrea El, că e mai bine. Și să aștept întotdeauna timpul când vorbește Dumnezeu. Și eram la noi la biserică, era peste săptămână și eram așa de frământat, de zdrobit și m-am pus să mă rog, nu cu gândul să-mi vorbească Dumnezeu, să vorbesc eu cu Dumnezeu, să-i spun lui Dumnezeu mult. Mult, tot ceea ce aveam eu. Și am început să-i spun și rețin momentul acela de cercetare, n-am să-l uit toată viața, ăstea nu se uită. Închipuirile, visările, ăstea pierd și nu le mai poți reda cum or fost, pentru că nu le poți șablona cum vrei tu, că astea sunt închipuiri. Dar când o vedenie, când o lucrare vine direct de la Dumnezeu, asta ți se imprimă în minte și nu o uiți niciodată. Și ori de câte ori o spui și o amintești, te trec fiorii cercetării. Pentru că acolo e degetul lui Dumnezeu. Aleluia! E mâna lui Dumnezeu! Și Dumnezeu e foc! Și El e viață! Stăteam și nu strigam tare. Mă rugam și am zis, Doamne, după ce mi-am spus tot, am zis, până când? Până când? Și în ureche mi-a sunat un glas. După asta vine alta. Și am zis, și? Și zice, după asta vine alta. Și s-a repetat de 3 ori. Și a spus, și? Și zice, că nu mai vine niciuna, vin eu. Știți ce am înțeles? Prin toate luptele vieții și a slujirii și prin toate greutățile, mergem și înfruntăm și când se termină lupta, vine El. Eu sunt legat de El și l-aștept. Cântarea copilăriei mele spuneau așa, vino mire, drag odată, vino și ne ia sus în slava ta, să vină Domnul odată. Dar până atunci mai avem de luptă. Frații mei, am citit textul acesta Ghețiman, mă gândeam și la un alt text și ăsta mi-a rămas pe inimă pentru seara aceasta și aș vrea să vă spun că uneori prea puțin gândim la ceea ce înseamnă Ghețiman. Cineva a rostit următoarele cuvinte. Nu vorbi de Ghețiman dacă n-ai plâns, dacă n-ai trecut pe acolo, că nu știi ce înseamnă Ghețiman. Nu vorbi! Ghețiman nu e un baz, nu e o poveste care să stârnească emoțiile cuiva și să spunem că stârnind emoțiile cuiva e lucrarea Duhului Sfânt. Că îi facem pe oameni să plângă. Nu, Ghețiman e lucrarea lui Dumnezeu. Acolo îl văd pe Iisus
Și acolo unde Iisus e prezent Duhul Sfânt, și unde Duhul Sfânt și Iisus e toată Trinitatea, și acolo nu mai punem fiorii cercetării pe seama altcuiva, ci acolo e tot cerul. Chiar dacă se plânge, chiar dacă e singur, chiar dacă te trec fiorii morții, se spunea, nu ducem lipsă de nimic. Nu ducem lipsă nici de Ghețiman. Nu știu câți ați trecut prin Ghețiman. Am să le dau cel mai bine așa cum ilustrează Domnul Iisus Hristos și cum Marcu relatează aceste secvențe atât de profunde din ceea ce a însemnat Ghețiman. În primul rând, Ghețiman înseamnă un loc al rugăciunii. Citim, s-a dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețiman și Iisus a zis ucenicilor săi, sedeți aici până mă voi ruga. În viața credinciosului, rugăciunea și are rostul ei și se leagă ca zalele într-un lanț. E rugăciunea din odăiță cu tine și Dumnezeu, care nu trebuie să o neglijezi. E rugăciunea din familie, pe care nu trebuie să o neglijezi, când trebuie să te rogi cu soția și cu copiii, și copiii să se roage cu părinții, și nepoții să se roage cu bunicii, nu? Eu așa am primit sfânta pocăință și așa am descoperit-o din Scripturi. Apoi, după ce te rogi în odăiță, după ce te rogi în familie, e frumoasă rugăciunea în biserică, că cu trăirile din cămăruță, din familie, aduci harul în biserică. Nu din biserică duci harul acasă. Noi venim în har de acasă ca să ne îmbucurăm împreună în locul în care ne adunăm și să ne cerceteze Dumnezeu. Și să mai toarne har. Cine neglijează odăița, cine neglijează familia, nu-ți găsește rost și loc în biserică. Nu și-l găsește. Orice ați spune dumneavoastră, eu așa am primit călăuzirea și lumina și așa știu că trebuie să facem. Și dacă n-ați făcut, să ne ajute Domnul să o facem. Pentru că legat de acestea vin momente mai dure în viață. Și ne trece Dumnezeu prin ele și dăm test. Și nu-i la toți la fel. Nu-i la toți la fel. Iisus s-a dus acolo și a vrut să se roage. Cât nu s-a rugat Iisus. M-am tot gândit. El, desăvârșirea înțelepciunii, s-a retras în munte și o noapte de rugăciune ca să primească planul de la Dumnezeu cum să-și aleagă apostolii. Dar nu era destul de înțelept el să o facă? Putea să o facă? Putea, fraților, dar a făcut așa ca să învățăm de la el. Că în tot ce alegem, depindem de el. În lucrurile mari și în lucrurile mici, depindem de el. Și să ne lumineze Dumnezeu mintea. Totdeauna să alegem ce trebuie. S-a dus într-un loc anumit să se roage. Câte momente frumoase de rugăciune nu am în viața mea, personal, de familie, în biserică. Dar este câte o rugăciune în care ai vrea să fii și alții cu tine. Mă gândesc, spune aici, că Iisus se ruga, știți ce făceau ucenicii? Dormeau. Visele de la somnul ăsta nu se împlinesc niciodată. Nici să nu le spui nimeni, că n-are rost. N-are rost. Lucrarea lui Dumnezeu e cu mult mai sensibilă. S-a rugat. Și a lăsat ucenicii deoparte și Domnul s-a rugat și e dorm. Și mă rog să elibereze Domnul toate inimile
de toate aceste stări care ne obosesc în drumul nostru și uneori ne fac reci, dormim la greutățile fraților noștri, să simțim împreună cu ei atunci când sunt în Ghețiman. Și Domnul să ne ajute. Iisus s-a rugat singur. S-a rugat singur. Apoi, știți ce s-a mai întâmplat în Ghețiman? Locul rugăciunii și locul plânsului. Locul plânsului. Cineva spunea că plânsul exprimă acea stare a noastră, a trupului nostru, a ceea ce suntem noi, atunci când vrem să spunem ceva și nu mai găsim cuvintele și nici exprimare în ceea ce spunem sau am vrea să spunem, și atunci vorbim cu lacrimile, cu plânsul. Vorbești plângând. Vi s-a întâmplat vreodată? Repet și mă întorc, mă folosesc mereu, văd că seara asta, de versurile cântărilor creștine și în cântarea frumoasă cu Iisus vreau să stau de vorbă atunci când suntem numai noi, să spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Adică să vorbești cu El plângând. Vrei să vorbești și nu găsești ce și cum, dar vorbești cu lacrima, cu plânsul, când te uiți în ochii Lui și îl vezi lăcrimând, chiar de-ai fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Să ne dea Domnul plâns la toți, dar plânsul la sfânt. O vorbă pe care am experimentat-o, cine știe câte cuvinte ascund o lacrimă? Câte cuvinte sunt în lacrima aceea? Mi-aduc aminte în timp ce trăia sora Lidia lui fratele Simionuc. Mergeam mereu când ni se dădea ocazie la rugăciuni, la frați, în biserici. Și Domnul dădea mare har și lucra așa de frumos cu sora aceasta, simplă, zmerită, evlavioasă, stătea la locul ei, o bună mărturie a lăsat în urmă. Și am fost într-un loc și după ce s-a terminat slujba de la biserică, ne-au invitat frații undeva într-o familie și acolo, cum se întâmplă, vin oamenii cu fel și fel de probleme și ne-am rugat. Și acum am să vă redau o trăire frumoasă dintr-o astfel de întâlnire. În timp ce ne rugam, Duhul Sfânt s-a coborât, ne-a cercetat, dar s-a adresat de data aceasta unui suflet și a spus așa, ascultă suflete, am pus înaintea ta o cupă și când cupa aceasta va fi plină de lacrimi, de plânsul tău, eu, Domnul, voi lua cupa în mâini și mă voi duce înaintea Tatălui și voi zice, Tată, izbăvește-l că i s-a umplut cupa. Adică când nu mai poți vorbi, când nopți la rând, tu plângi pentru casa ta, pentru familia ta, a fost la Corpadia, sora Savetă, bucur. Și am auzit o bună mărturie când am fost într-o seară de priveghi și acolo spunea cineva din Cluj, un apropiat al acestei familii și acestei biserici, că atunci când biserica a trecut prin mari probleme, sora asta care era o femeie a lui Dumnezeu, fără să spună altora, a postit pentru biserică 40 de zile și a plâns și s-a rugat și nu s-a lăsat de Dumnezeu până n-a dat izbăvirea. Și de lucrarea ei s-a legat viitorul bisericii. Știți că uneori viitorul familiei tale, viitorul casei tale și a bisericii tale e în lacrima aceea care trebuie să fie sinceră și să o pui în cupa lui. Câți mai plâng așa? Gândiți-vă, un Iisus venit din slavă, de unde nu s-a plâns niciodată,
de unde nu l-a scuipat nimeni, ci toți îi se închinau. A venit în lumea noastră să plângă, a transpirat în gemetele rugăciunii și spune că sudoarea lui s-a făcut ca niște picuri mari de sânge și în sudoarea lui, în plânsul lui, stătea de vorbă cu Tatăl. Nu știu dacă ați experimentat vreodată harul acestei lucrări. Am să vă citesc ce înseamnă de fapt a te ruga și cât de importantă e rugăciunea înaintea lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 5. Și am să citesc versetul 8 ca să se lege. Când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Unde se astea? Unde-s păstrate cupele acestea pline, potirile acestea pline de tămâie, care sunt rugăciunile sfinților? Cât din lacrimile tale, cât din mijlocirea ta pentru casă, pentru biserică, ai pus în cupele acestea, în potirile acestea, ca în vremea când Dumnezeu va face cercetarea potirilor, să vadă că și tu ai pus acolo, și așa cum îi spunea Domnul acestui suflet, îl izbăvesc, o ajuns cupa, să dea Domnul izbândă, dar plângea singur. Să roagă singur, plânge singur și nu degeaba Ghețimani este numit locul singurătății. Dragii mei, cea mai grea stare pe care poate să o trăiască vreun om credincios, când ne trece Dumnezeu prin toate, să citea din Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu-i ușor. Nu-i ușor în valea umbrei morții, unde vezi numai moarte și tu să stai în picioare, să te treacă fiorii, dar să biruiești pentru că ești cu încredere în păstor și știi că păstorul e cu tine și în valea umbrei morții. Slăvit să fie Domnul! Tu treci pe acolo, dar cea mai grea stare pe care poate să o trăiască vreun om, și am trăit-o, e să te simți singur și străin între frați. Ne trece Domnul și pe aici. Să te simți singur și străin între frați. Cum era Iisus? Singur. Avea nevoie de cer. Avea nevoie de susținător. E singur. A fost singur ca să nu rămân eu niciodată singur. Știți ce spunea Pavel într-una din epistole? Toți m-au părăsit. Când a avut un cuvânt de apărare, toți m-au părăsit. Și știți ce spune el? Dar Domnul a stat lângă mine. Doamne, când cei din orăștii, oricare ar fi ei, vor fi singuri, stai tu lângă ei. Că-i destul, cea mai mare binecuvântare pe care poate să o primească omul este aceasta, să nu te părăsească Dumnezeu niciodată. Atâta timp cât nu te părăsește Dumnezeu, încă ești bogat și fericit, chiar dacă plângi, chiar dacă mersul e greu și anevoios, există harul acesta, tu poți trăi, slăvit să fie Domnul. Singur. Petru doarme, Iacob doarme, Ioan doarme,
Și merge Domnul și spune, auzi, un ceas singur. Frații mei, niciodată să nu ne lăsăm frații singuri. Se spune că un om care a trecut prin greutățile vieții, un om credincios, era ilustrația aceasta, la un moment dat s-a rugat și a spus, cred că m-a părăsit Dumnezeu și nu mai ține Dumnezeu cu mine, nu mai răspunde la rugăciuni, nu mai simt, pentru că, frații mei, în necaz, în suferință, ne schimbăm uneori, nu mai devenim așa de tari. Uitați-vă la Iov, dar să nu se stângă scânteia aceasta dumnezeiască. Spune că după ce a spus toate aceste vorbe și gânduri, omul a adormit și spune că în noaptea aceea a avut un vis, se părea că mergea pe prundul unei văi, pe nisip, și mergând, cu el mai era încă unul și știa el că în drumul ăsta a doua urmă care rămânea în urma lui, alături de el, era Domnul Iisus. Și își cunoștea atât de bine drumul și spunea, aici a fost așa, aici, și din la un moment dat spune că a dispărut un rând de urme. Și omul în visul lui s-a oprit și a spus, da, de aici mi-a început greul și de aici am rămas singur. Și spunea, da, m-a părăsit, sunt singur. Și în vis îi vorbește vocea lui Dumnezeu. Uită-te mai atent la urmele alea, nu sale tale, îs urmele mele. Și acolo unde spui că tu ești singur și vezi doar un rând de urme, tu erai pe brațele mele, te țineam strâns la piept să nu te pierzi și alea nu sunt urmele tale, îs urmele mele. Uneori, în încercări, în ghețimani, nu mai vedem starea lucrurilor așa cum ar trebui, dar, frații mei, să avem totdeauna o minte lucidă și să ne rugăm lui Dumnezeu ca în ziua încercării să fim lucizi și să putem cunoaște glasul păstorului. Oile mele cunosc glasul și nu se duc deloc după un străin. Rămânem cu glasul păstorului. E cel mai bun, e cel mai frumos, slăvit să fie Domnul singur. Știți ce mai s-a mai întâmplat în Ghețimani? Ghețimani, dacă poate fi numit locul rugăciunii, locul plânsului, locul singurătății, are și un cuvânt dur, trăit de Domnul Iisus Hristos, locul trădării. După rugăciune aspră, o luptă crâncină cu demonii, cu lumea întunericului. Și cine apare acolo? Unul care sărută. Făcuse în voială, cel pe care îl voi săruta eu, acela este. Și vine Iuda frumos, se apropie de Domnul Iisus, îl sărută și Domnul îi vorbește plin de dragoste. Cu o sărutare îți vinzi tu învățătorul? Să ne păzească Dumnezeu de așa săruturi. Apostolul folosește expresia aceasta de salut. Spuneți-vă unii altora o sărutare sfântă. L-am dat la o conferință la Cluj, la noi, la comunitate, și legat de lucrurile acestea a vorbit fratele Romu Mocanu. Spunea el, eu am mai mulți copii și când sunt copii, copiii sunt copii, mai cu energie, mai, și spune, aveam pe unul care era mai neastâmpărat, când cu unul, când cu altul, și am făcut o regulă, când greșește să-și ceară iertare. Și a venit unul dintre băieți și a spus, tată, iar mi-o făcut, nu mai țin minte cum îl chema, uite ce mi-o făcut. Și a chemat acolo. Și a zis, băi, ai recunoscut? Ce da, cereți iertare. Ăsta și-o cerut iertare. Te rog, frumos, iartă-mă. Și spune, știi ce, ia acum îmbrățișează și sărută-l. Și când l-a sărutat, copii, spune că l-a sărutat, începe să plângă, au, vai, zice, băi, nu te înțeleg. Și-o cerut iertare, te-o îmbrățișat,
te-a sărutat, nici acum nu ești mulțumit. Zice, da, tati, dar m-a mușcat. Când m-a sărutat, m-a mușcat și acum mă doare. Domnul Iisus Hristos a fost sărutat cu sărutul trădării, dar a rămas plin de dragoste și har. Frații mei, noi nu avem de învățat și nu trebuie să copiem oamenii. Și o spun mereu, în slujirea noastră, noi nu legăm și nu trebuie să legăm oamenii nici de slujba noastră, nici de numele nostru, nici de ceea ce suntem noi, că într-o zi ne ducem. Noi trebuie să legăm oamenii de Hristos, că El rămâne veșnic. El niciodată nu pierde, rămâne veșnic. Și când ești legat de El, ancorat de El, trăiești cât trăiești El. Slăviți să fie Domnul, nici nu-mi trebuie mai mult. Locul trădării. Mă apropii de încheiere cu ultimul lucru care s-a întâmplat în Ghețiman. Singur, locul rugăciunii, singur, plâns, trădare. Știți cum încheie Domnul Iisus Hristos slujirea din Ghețiman? Și asta trebuie să fie în viața noastră. Și cel mai greu lucru pe care îl putem învăța și greu de aplicat. Și ce a spus el? Acceptarea voii lui Dumnezeu. Să roagă și spune, Tată, dacă se poate, îndepartă-l. E greu. Frații mei, a fost greu. Înțelegeți, tineri dragi, a fost greu. Iisus a spus, e greu, e prea greu, e ceasul cel mai greu, e paharul cel mai greu, e pasul cel mai greu, e greu. Și stă de vorbă cu Tatăl și a spus, Tată, nu se poate. Și îți vine în fire și spune, nu, eu vreau totuși să se facă voia Ta. Știți cine l-a încurajat? Un înger, un trimis special, când rămâi în voia lui Dumnezeu și accepți planul lui Dumnezeu, are Dumnezeu trimis special care vor veni în casa ta, vor veni în familia ta, vor veni la tine, vor veni în biserică, oriunde ai fi, ei vin pentru că sunt trimiși de El, pentru că vrei să rămâi în voia Lui. Și când nu te mai încurajează nimeni, are Dumnezeu să-L cerești cu care stai de vorbă, acceptarea voii lui Dumnezeu. Cum ne rugăm în rugăciunea Tatăl nostru? Facă-se voia ta. Dar nu întotdeauna voia lui Dumnezeu e pe placul nostru. Nu întotdeauna. Uitați-vă la proroci, la prorocii Vechiului Testament. Uitați-vă la apostoli, nu totdeauna, dar când accepți voia lui Dumnezeu și știi că e voia lui Dumnezeu, să merită. Fraților, să merită. Să merită, pentru că viitorul e sigur, mersul e bun, drumul ți-e bun și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să acceptăm voia Lui. Știți care mi-e gândul și care gândul și spusa lui Dumnezeu pentru seara aceasta, tu accepți voia lui Dumnezeu? Dacă pentru pacea bisericii tale tu trebuie să te faci pot, să treacă alții peste tine, că asta e voia lui Dumnezeu, o accepți? O accepți? Dacă pentru bunul mers al bisericii tu trebuie să pierzi din ceea ce ești tu, pentru ca să fie de folos pentru biserică, tu ce dai? Iisus a dat tot. A dat tot. Așa mi-s de dragi cuvintele acestea, mă umplu de putere. Îmi dă așa parcă un elan. Și spun și în seara aceasta, Doamne, eu accept voia Ta, că-i bună, că-i plăcută, că-i desăvârșită. Doamne, descoperi în fiecare de aici, din biserica aceasta, care-i voia Ta. Acceptă planul lui Dumnezeu. El pleacă acceptând voia lui Dumnezeu. Și
dacă te întreabă cineva, de ce faci așa? Pentru că așa e voia lui Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să ne binecuvinteze. Frații mei, aș vrea să ne rugăm în felul acesta, dar nu o rugăciune de formă. Nu o rugăciune de formă, o rugăciune cu inima, cu toate simțurile noastre. Să fie așa cum făceau evreii mai de mult, așa, din când în când, făceau câte o sărbătoare și la sărbătoarea asta să făceau o lucrare frumoasă, înnoirea legământului. Și aș vrea în seara asta aici să fie la orăștie, înnoirea legământului. Plecăm cu un legământ înnoit. Doamne, accept voia Ta. Doamne, dacă trebuie să rabd, rabd, pentru că prin răbdarea voastră vă veți mântui. Slăviți să fie Domnul. Și am putea continua, frații mei, mai mult decât aș putea să vă vorbesc eu. Trăiți cu Dumnezeu și vă vorbește El. Amin? Sunt lucruri pe care le facem noi și lucruri pe care le face Dumnezeu. După cum facem noi, așa face Dumnezeu. Și să ne facă Dumnezeu harnici, să putem face tot ceea ce trebuie făcut. Amin. Să ne ridicăm la rugăciune și să ne rugăm în felul acesta.